Povești de la Palat. Palatul cultural din orașul de pe Mureș a adăpostit de la începuturile lui, în anul 1911, trei instituții: Filarmonica, Muzeul și Biblioteca Orășenească, ultima înființată abia în 1913. Ridicarea palatului s-a făcut din colectă publică, cu un ajutor de la stat, dar și din fondurile societății culturale Chelcei. Clădirea etalează o diversitate de stiluri. Fațada, în stil neoclasic, este ornamentată cu un fronton sprijinit de masive coloane în stil corintic, iar deasupra lui străjuiește un turn masiv. Aripile laterale sunt dominate de elementele stilului renașterii italiene. În partea dinspre parc, arhitectul s-a inspirat din elementele castelului de la Hunedoara, clădire de inspirație gotică. Urcând scările monumentale, vizitatorul intră într-un frumos hol lucrat în marmură de Moneasa și de aici are acces în magnifica sală de concerte. Unică în Europa, prin claritatea redării sunetelor, prin calitatea de a înlesni o bună audiție. Pe frontispiciul Palatului Cultural Arădean s-a adunat parcă pentru a inspira pe melomani muzele artelor și ale științelor. Ferestrele sunt încă originale și sunt realizate în stil Art Nouveau. Pictura de pe bolta cupolei imaginează sistemul solar și cometa Halley. Art Nouveau? De ce a fost adoptat acest stil artistic franțuzesc și ce aduce el nou față de alte direcții? În anii 1900, tendința Art Nouveau, modernul, a pătruns în toate formele lui de expresie, în arhitectură, în literatură, în grafică, până și în modă. După instalarea nouă stăpâniri austro-ungare în anul 1868 în Arad, tendința acesteia a fost de a transforma noile orașe ale Imperiului Dual după prototipul arhitectural al Vienei, capitala Austriei. Art Nouveau este ușor de recunoscut datorită liniilor sale curbe, ondulate, curgând firesc, pline de ritmuri sincopate, aiduna unui leitmotiv muzical. Art Nouveau a promovat consecvent utilizarea extrem de stilizată a motivelor existente în natură, extinzând domeniul natural la orice inspirat de viață, de la ierburi marine, la muguri florali, și de la formele nevertebratelor, a insectelor în special, la curbele ce se regăsesc în feline și păsări răpitoare. Edificiul s-a ridicat între anul 1911-1913, dar demersurile pentru ridicarea lui s-au făcut mult mai devreme. Filarmonica a luat ființă prin notabilele strădanii a doi mari muzicieni, Nicolae Boboc, devenit primul director al Filarmonicii Arădene, și prietenul său, Nicolae Brânzeu. Pentru a cuprinde amploarea pe care autoritățile locale ale acelor vremuri au dat-o viitorului edificiu cultural, viitor simbol al orașului de pe Mureș, și desigur pentru o paralelă cu practicile de azi, care nu ne onorează de fel, ne putem imagina un concurs de proiecte care a avut numai puțin de 27 de participanți. O concurență serioasă între arhitecții Europei din Paris, Berlin, Budapesta. Și niciunul dintre aceste proiecte n-a răspuns exigențelor Comisiei Arhitecturale Locale, în afara aceluia propus de arădeanul Ludovic Sontoi, căruia i-a revenit marea misiune și onoarea de a înălța mult așteptatul palat cultural. După acceptarea proiectului, s-a ales un loc potrivit. Și care loc putea fi mai potrivit decât malul Mureșului, la adăpost de forfota orașului, tocmai pentru ca melomanul să se simtă împlinit după deliciile unui concert și de peisaj. Legenda povestește că locul ales, Albia Majoră a Mureșului, nu a oferit condiții prielnice de stabilitate și fiabilitate, fapt pentru care s-ar fi pornit asanarea terenului. Se spune că masiva instituție stă pe un pod, o terasă enormă de trunchiuri de stejar,
Ca să nu se risipească trunchiurile, acestea au fost încinse cu un brâu uriaș de bronz. Se mai spune că acel loc ar fi fost gândit inițial pentru o altă destinație, pentru mauzoleul celor 13 generale armate revoluționare maghiare din 1848-1849, executați lângă cetatea Aradului. Deși în general buni gospodari, autoritățile maghiare, arădene, de la începutul secolului al XX-lea, n-au întocmit actele de întabulare ale Palatului Cultural, cum de altfel nici cele românești de după Marea Unire n-au făcut-o, situație care a durat până după Revoluția din decembrie 1989. În aceeași sferă de preocupări, în anul 1890, se fondează la Arad Societatea Filarmonică, o societate care vine în descendența conservatorului arădean, înființat în 1833, cel de-al șaselea conservator din Europa, după cele din Paris, Praga, Bruxelles, Viena și Londra. Societatea Filarmonică avea în dotare o orchestră cu 37 de instrumentiști și cor, care funcționau după proiecte muzicale riguroase și ambițioase, încă de la acea vreme. Din anul 1948, Societatea Filarmonică se transformă în Filarmonica de Stat. Corul și orchestra capătă statut profesionist, iar activitatea artistică se desfășoară în stagiuni continue a câte 10 luni, cu ritmicitate de cel puțin un concert pe săptămână, fiecare având un alt repertoriu și alți protagoniști. Inaugurarea Palatului Cultural a avut loc sâmbătă, 12 pe 25 și duminică 13 pe 26 octombrie 1913. Cităm din revista Biserica și Școala. În prezența notabilităților locale, a unor oficialități venite din capitală și din diferite orașe ale regatului, precum și a reprezentanților diferitelor culte, a societăților culturale din regat, de față fiind și un numeros public din oraș și din împrejurimi, dar și starețul mănăstirii Hodoș-Bodrog, după cele spuse de Gheorghe Lanevski. După spusele aceleiași muzeograf, organizarea evenimentului s-a făcut deosebit de riguros, pe baza invitațiilor și a confirmărilor. Concertul inaugural s-a ținut în data de 25 octombrie 1913. La pupitrul Orchestrei Filarmonice Arădene s-a aflat contele Ziggy Geisau de la Viena, într-o sală plină de melomani, cu 780 de locuri, impresionantă ca arhitectură, dar și ca acustică. Conform spuselor muzicologului Ioan Tomi, dirijorul permanent al orchestrei era Alexandru Zellner, care a dirijat pentru prima oară Rapsodia Română în La Major opus 11 în anul 1912 la Hotelul Crucea Albă. Concertul de deschidere a inclus piese de Schubert, Goldmark, Bizet și Beethoven. Ne putem imagina ca pe un tablou sau ca pe un film de epocă seara concertului. Lumea bună a Radului venită să asiste și să se înfrupte din inaugurarea de la palat. Doamnele, elegante, diafane, feminine, gingașe, pastelate, cu talii de viespi, bine strânse până ajungeau la periculoasa performanță de 55 de centimetri. Înduitoare. Dantelate apoi cu umbrâluțe, evantaie și pălării pline de pene și flori, cu coafuri sofisticate, bucle artificiale și voluminoase. Doar se inventase bigudiul. A doua zi, după fulminantul concert, arădenii au vizitat sălile muzeului și ale bibliotecii, colecțiile de exponate, tablouri, arme, piese etnografice și cărțile. Aproape în exclusivitate proveneau din donații particulare și publice. Inaugurarea Palatului Cultural din Arad a însemnat, fără dar și poate, europenizarea orașului și accesibilizarea actului de cultură în diversitatea lui. Ideea înființării Palatului Cultural ca și a bibliotecii a aparținut Societății Culturale Chelcei. Ideea era una novatoare și de viitor, deși gândul inițial al asociației a fost să-și conserve propriile colecții. La deschiderea Bibliotecii Orășenești, fondul de carte era de 25.000 de volume provenite din donații ungurești particulare. În povestea Palatului Cultural, cea care le bate la capitolul spectaculozitate pe celelalte două instituții de sub aceeași umbrelă culturală, este Filarmonica.
În această instituție s-au perindat voci, instrumentiști, coruri, compozitori, dirijori de marcă a scenelor muzicale ale lumii, fiecare în parte, brodând în jurul o nouă trăire, un fir narrativ, o nouă istorie. Trebuie să recunoaștem că cea mai frumoasă poveste este întotdeauna cea însoțită de un fond muzical. E cuprinsă într-un documentar, fie că e o poveste de dragoste, ea aduce un plus de expresivitate. Palatul Cultural a găzduit numeroase personalități muzicale din țară și de peste hotare, oferind arădenilor înalte momente de încântare artistică. Au înnobilat sala și Aradul cu talentul lor, tenorul Traian Grozevescu, Franz Liszt, Johann Strauss, Arthur Rubinstein, Pablo Sarasate, Henry Wieniawski, Johannes Brahms, Josef Joachim și apoi Pablo Casals, George Enescu, Bela Bartok, Zoltán Kodály. Lui George Enescu, la împlinirea vârstei de 50 de ani, în anul 1931, în aceeași sală în care intrăm și ascultăm concerte noi astăzi, i s-a conferit titlul de cetățean de onoare al Aradului. Despre compozitorul și violonistul român George Enescu s-a spus că era firesc și modest. Cel mai vestit violonist din lume, cum spunea directorul palatului din acea vreme, cu ocazia primului său concert din Arad în 1922, a fost primit de către arădeni cu ovații, flori și aplauze. Presa maghiară nota. La intrarea sa pe scenă, e întâmpinat din loj cu aplauze furtunoase și de la parter cu o ploaie de flori. Dar Palatul și Aradul au o mulțime de alte și alte povești minunate. În anul 1847, la 7 noiembrie, compozitorul și pianistul Imperiului Austro-Ungar, Franz Liszt, poposea pentru prima oară în orașul nostru. Artistul a sosit la Arad însoțit de alți mari muzicieni, Johann Strauss, fiul, Johannes Brahms, Pablo Casals și alții. Primul concert al lui Liszt a avut loc pe data de 8 noiembrie în incinta hotelului Crucea Albă, Ardealul de astăzi. Acolo au concertat și ceilalți oaspeți. Următorul concert al lui Liszt a avut loc în sala primăriei vechi, după 2 zile. Franz Liszt a locuit în hotelul Crucea Albă, care astăzi se numește Ardealul, și a fost în balcon când orchestra amatorilor de muzică l-a ovaționat. Cântând pe stradă, în fața clădirii pianistului maghiar, a concertat în scopuri caritabile, banii obținuți din vânzarea biletelor fiind donați fostului conservator de muzică din Arad. Arădenii au și ei în patrimoniu la palat un pian Max Eilinger, pian pe care a cântat Liszt în călătoria sa în Transilvania. Autoritățile române din timpul comunismului l-au uitat într-un pod al teatrului de stat. Ani mulți, a fost supus plorilor nepăsării până când colecționarul arădean Iosif Sârbuț, se presupune, l-ar fi descoperit și ar fi mijlocit transportul lui la filarmonică. Aici a mai stat un timp în așteptare, până ce după Revoluția din 1989, în 2004, a fost restaurat de Radu Tunaru. O piesă care ar fi trebuit să atragă turiști și să constituie motiv de mândrie a fost tratată cu nepăsare. Se cuvine să amintim că în anul 1950 se înființează la Arad corul academic al filarmonicii, care se instituționalizează abia în anul 1954. Inițiativa înființării lui a avut-o profesorul Adrian Damian. Activitatea corului a stat sub îndrumarea și mentoratul unor muzicieni precum Kurt Mild, Anatol Goraev, Paul Paradenko, Iovan Miclea, Doru Șerban. Yeah.
Alături de aceștia, Corul Academic Aradean a înregistrat puneri în scenă în premieră. Anton Dvorak, Te Deum, Anton Bruckner, Misa în fa minor numărul 3, Sergei Rachmaninov, Vecerniile, opus 37 și Pizetti, Requiem. Anul 1958 aduce Filarmonicii și Corului Aradean o premieră muzicală națională. Într-o perioadă în care cantata scenică a compozitorului neamț Karl Orff, Carmina Burana, se cânta rar, chiar și în Europa, la Arad, în 14 iunie, se îndrăznește punerea în scenă. Era o premieră națională cu muzicieni arădeni, printre ei Elza Stefan. Prima restaurare interioară a palatului a avut loc între anii 1978-1980. Impresionanta frescă din holul palatului, care redă sistemul nostru solar, precum și cometa Halley, a fost acoperită cu foițe de aur de vestiți restauratori arădeni, frații Iltaler. De-a lungul anilor, ansamblul simfonic i-a avut la pupitru ca dirijori permanenți pe Nicolae Brânzeu, Nicolae Boboc, Jan Hugo Hus, Eliodor Rău, Victor Golescu, Ion Marin, Dorin Frandeș și Cristian George Neagu. Giranții activității simfonice chiar în prezent. În anul 2006, conducerea Filarmonicii Arădene, directorul Dorin Frandeș, pune în discuție achiziționarea unui pian de marcă pentru concerte. Spre surprinderea dânsului, costisitorul pian, estimat la o impresionantă sumă de bani, este comandat din Hamburg, Germania. Pianul Steinway se găsește și azi la palat într-o stare excelentă de funcționare, confirmată de altfel de specialistul în parametri tehnici ai sălilor de concerte și în acordajul pianelor, Martin Derbach. Orchestra de cameră a concertat în vara anului 2006 în 28 de state ale Americii. A susținut în total 50 de concerte cu săli arhipline și a bătut numai puțin de 25.000 de kilometri. La Arad, în anii 80-90, au concertat muzicieni ca Ion Voicu, Iosif Conta, Ruho Ștefan, Dan Grigore, Johnny Răducanu, Anca Parghe și mulți alții. Înobilat scena în alte conștiințe românești ca Dan Puric. Alte două premiere muzicale vin să confirme preocuparea Aradului pentru calitate și frumos. Concertul pentru vioară și orchestră a compozitorului turc Ulvi Cermal Ervin, susținut în 17 februarie 2011. Și apoi concertul Orchestrei Filarmonicii din Moscova pe 28 mai 2011. La pupitru s-a găsit moldoveanul Iuri Botnar. Multe povești o fi știi în palatul, multe vesele sau triste, cu un final fericit sau mai puțin, cu eroi talentați și carismatici sau mai puțin talentați și mai puțin carismatici. Amintirile stau atârnate de sală, de instrumente, de ziduri, de holuri, chiar și în turnuri. Una dintre ele o are ca eroină pe Agnes, o pianistă diafană, brună, cu un păr lung și mătăsos, cu ochi negri de jar, de o finețe și de o eleganță vestimentară și sufletească, invidiate de toate celelalte feminine. Pianista noastră s-a îndrăgostit într-o zi de un nou venit violonist. Degetele lui magice patinau pe strune și tăiau respirația. Între cei doi instrumentiști s-a legat o vrajă pe care au râvnit-o mulți, drept pentru care, la un concert,
în care erau implicați amândoi, în momentul atingerii clapelor pianului, diafana artistă a simțit cum fiecare deget îi este străpuns de mii de ace invizibile. Pe clapele pianului, cineva îi presărase fire de vată de sticlă. Palatul Cultural, ca și alte clădiri minunate din orașul nostru, face parte dintr-un concert de muzici înghețate, care dau personalitate și singularitate acestei cetăți cu un nume atât de muzical, Arad. Sunt puncte de o tulburătoare frumusețe pe care le savurez extraordinar. De multe ori fac înconjor mare, numai ca să trec pe acolo. Pur și simplu, de asemenea unei sinfonii, mă emoționează și mă face fericit. Mă înalță. Însă titlului Arad, nu știu, așa parcă e ceva deschis, așa, generozitate, deschidere, lumină.